iată-i pe cei trei arbitri. O brigadă din Bacău cu Sergiu Mavriche la centru. La margine, ajutat de Damian Antal și de George Bogdan de la Turis Turnul Măgurele. 0-1 pe terenul lui Metaloglobus. Mioveniu s-a impus la Timișoara cu 5-0. Mioveniu. Zaharia se pregătește să execute. Toate privirile îndreptate către Iunes Hamza. Minge pe 6 metri și este gol! Scrie Cioinac. Minutul 3, Cioinac deschide scorul. Început extra faza cu cornerul executat de Zaharia. Un atac al Petrolului, sunt destul de mult, de mari spațiile. Se face 2-0, minutul 13. Se prea poate să asistăm la un recital petrolist în această seară. Bezacoli și este 3-0. Scrie și Arnăutu finalmente. Săi